Este criza acută de sânge la Gorj, iar angajații centrului de transfuzie din Târgu Jiu fac demersuri pentru a-și reface stocurile. Așadar, vor fi organizate campanii de donare. Spre exemplu, săptămâna viitoare sunt așteptați să facă un gest salvator 10 de oameni. Prima campanie de donare va avea loc în data de 29 februarie și este realizată în parteneriat cu un club din Târgu Jiu și molul din oraș. Este nevoie mare de sânge, iar conducerea centrului speră ca prin organizarea acestor campanii stocul de sânge să fie refăcut. De altfel, noi pe 29 avem acea zi specială de donare. Va fi specială de data aceasta, fiindcă avem o campanie frumoasă împreună cu clubul de Airsoft din Târgu Jiu și cu molul de la noi din oraș. Vom face o promovare intensivă a acestui parteneriat. Cei de la club, din pasiune, atât din pasiunea pentru sportul lor, cât și din pasiunea de a dona, majoritatea dintre ei fiind donatorii noștri fidelizați de sânge, promovează intens donarea de sânge în rândul tinerilor și sperăm ca pe 29 să avem suficienți donatori de sânge care să vină la noi la centru. Și elevii, profesorii și părinții din Motru vor să doneze sânge, numai că centrul de transfuzie sanguină din Târgu Jiu nu are un mijloc de transport să se poată deplasa în teritoriu. De altfel, suntem în derularea unui proiect cu colegiul din Motru. Sunt elevi, părinți și profesori care doresc să doneze. Pe cei tineri care vin în sprijinul nostru prin actul donării, dorim cumva să-i aducem la centru. Dacă reușim să găsim un mijloc de transport, un autocar, fiindcă sunt deja peste 40 de persoane înscrise pe listă, sau un mijloc de transport mai mic care să ne permită nouă să ne deplasăm la Motru cu toată aparatura necesară, distanța este mare și sperăm și pe această cale să inițiem din nou campaniile mobile, dar suntem încă condiționați de mijlocul de transport care nouă ne lipsește. Conducerea centrului face apel la locuitorii județului să doneze pentru a nu se ajunge la o criză majoră de sânge.